59 am ajuns aici. 59 aici, după ce s-a început 58. În 58 am fost arestat eu. Și în 59... Februarie. Am fost aici, acolo ne dezbrăca în camerele acelea. Adică rămâneam în izmene și în cămașe. Și intram aici și am stat în camera 13, asta. Când veneau noi deținuți, că veneau și așteptam ca să ne ofere țigări. Mă auzi, Doamne? Te aud, Mitică. Doamne, dacă mă auzi, știi că nu ți-am cerut niciodată nimic. Și nici acum nu ți-aș cere. Nu te-aș deranja din treburile tale. Dar n-am încotro. Doamne, dacă poți, și știu că poți, aș avea nevoie de un bilet de autobuz și pentru că tot veni vorba, Doamne, aș vrea și două pachete de țigări. Unul plin să-mi ajungă până acasă și unul gol în caz că vreau să mă las. Chestii care țiu minte când veneau aia cu lanțuri, adică aia cu pedepse grele și criminale de război, știi, ăștia aveau lanțuri la picioare și asta și zornea pe... Și la fiecare geam nu aveam obloane, nu, acum nu mai sunt obloane, dar geamurile aveau obloane. Dar v-a fost frică? Ce anume? Deci ați plecat din București cu mașina. Da, și vă întreb dacă v-a fost frică pe drum, vă era teamă de... Nu știați ce vă așteaptă aici, nu? Nu, știam că venim la Jilava, asta știam. Că venim la Jilava și împărțim necazul cu mai mulți. Omul rău e ca un cărbune. Dacă nu ajunge să te ardă, până la urmă te murdărește. Umblă cu necuratul buzunar și vrea să ajungă cu sufletul în rai. Și când îl întreb de una de alta, mănâncă sfinți și scuipă dragi. Ați mai venit vreodată? Nu. Nu, acum, după atâția ani? Acum e prima oară. Deci suntem în 2019, da. Din 59 sunt 60 de ani. Da. Deci la filmări, că s-au mai făcut filme? Nu, am avut. Eu am defilmat când a fost, după știrea, am fost la Doftar. Acolo ați făcut. Da, am filmat acolo. Aici. Cred că la regizor din România au făcut filme.